cu ocazia simpozionului agricol organizat de companiile Bayer, KVS și Agrocommerce Holding SA, Dealer Class, la Timișoara pe temele noi soluții flexibile de protecție a plantelor de la Bayer și sămânța bună o găsești la KVS, am avut ocazia să stăm de vorbă cu o parte dintre fermierii prezenți, atât despre produsele prezentate la eveniment, cât și despre starea culturilor de toamnă în vestul țării. Ian Kozivciak, reprezentant al grupului Max Agro din localitatea Gătaia, județul Timiș, care lucrează peste 10.000 de hectare de teren agricol, ne-a spus: folosim foarte mult produsele Bayer, produsele KVS, precum și alte firme care sunt, cam 40% din total produse. Pentru hibrizii de KVS am avut 3 ani la rând o producție foarte bună și constantă. Producție record, putem să zicem, anul trecut am avut pe o parte din suprafețe 12.800 de kilograme la hectar boabe. Folosim, de exemplu, la porumb hibrizii mai tardivi sau semi-tardivi, pentru că cei timpurii nu prea fac ce producție. Bineînțeles, ai o problemă în anii în care sunt secetoși, în perioada aia ai o problemă cu hibrizii mai tardivi. O să rămânem și la produsele care le-am avut de anul trecut, dar tot timpul îmi place lucrurile, să testăm lucrurile noi și au un hibrid scos acum, FAO 500. Este un hibrid nou și am încredere, o să încerc să mărez cantitatea la hibridul acesta. Adică hibrizii noi, eu consider că tot timpul sunt hibrizi de top și care au producție, bineînțeles, mult mai bună. Și fermierul lugojean Covaci Valentin, administrator al unei exploatații agricole cu o suprafață de 450 de hectare teren arabil, a venit la simpozionul celor trei companii pentru a afla noutățile pieței. KVS-ul este porumbul pentru siloz și de anul acesta, deoarece acum au introdus pe piață, vom cultiva și sorgul pentru siloz, deoarece deținem și fermă de vaci cu lapte. De asemenea, de la Bayer cumpărăm ierbicidele și pentru tratament sămânță. Iar referitor la utilaje, la firma Clas, acolo mai avem o rezervă, fiindcă nu deținem disponibilitate financiară să putem achiziționa utilajele, deoarece având costuri destul de mari pe utilaj. Producțiile pe care am obținut a fost producția de siloz, de la soiul Macado, dacă mi-aduc bine aminte, a fost undeva la 72 de tone la hectar. Iar referitor la eficiența ierbicidării cu Merlin, a fost o eficiență mulțumitoare, chiar foarte mulțumitoare în cultura de porumb. Ca să poți obține eficiență maximă, trebuie să ții pasul, să spun așa, cu ultimele noutăți care apar în domeniu. Și lucrul acesta, societatea noastră, SCK Gosen Farm, urmărește întotdeauna. E ceva prioritar. După ce se informează, agricultorii iau în calcul principalele criterii de selecție ale inputurilor și decid asupra testării unui nou produs. În primul rând este criteriul de productivitate, mă refer la hibriz, și adaptabilitate la zona din care fac parte. Asta este primul. După acela este eficiența la ierbicide sau la celelalte substanțe de care avem nevoie, mă refer la insecticide, la fungicide sau la tratamentul sămânță, care acopere un aspect mai larg în combaterea pentru fiecare ce este destinat. În mod deosebit, ultima generație de Merlin, care mi s-a părut destul de atractiv în ceea ce are eficiența să facă. Da, de la produsul Bayer. Și voi încerca pe o suprafață cel puțin de 30-40 de hectare. Fermierii ne-au vorbit și despre starea culturilor de toamnă. Raportându-se la condițiile agrometeorologice actuale, aceștia estimează producții mult mai mici decât cele înregistrate în anul anterior. Însămânțat în toamna aceasta, am însămânțat cu grâu 60 de hectare, după acela avem o cultură de triticale 10 hectare, ors 3 hectare. Bineînțeles că am înființat și lucerna, care s-a compromis 100% din cauza secetei. Am avut 15 hectare înființat de lucernă. Deși că am lucrat optim tot corespunzător cum cere tehnologia, vreau să vă spun, nu sunt mulțumit. Cam 60% este eficiența corespunzătoare, pot să spun și 40% este în deficit. Asta înseamnă răsărire proastă, înseamnă distrugere de către rozătoare, deși că am intervenit. Sunt mai mulți factori care au ajuns în stadiul acesta, culturile. 3.200 de hectare de grâu,
200 de hectare de orz și am pregătit terenul pentru rapiță, dar n-am semănat pentru că anul ăsta care s-a riscat, o pierdut. Starea este bună, dar nu pot să zic că este ca și anul trecut, este totuși destul de mic și cel puțin în zona noastră nu este înfrățit. Am semănat o cantitate mai mare, am fost inspirat, să zicem, văzând că nu vin ploi și perioada începea să întârzie, am semănat mai des grâu și asta a avut un avantaj. La ora asta nu ne putem face griji. Cum am zis, nu este un grâu foarte bun, dar nici nu putem să zicem că este un grâu rău, având în vedere faptul că are, pământul este acoperit, nu se vede pământul și atunci e mic, dar nu are rădăcinile formate și eu nu cred că o să fie probleme. Doar dacă, cine știe, vine un ger foarte sau un frig foarte mare, dar deși nu cred, la noi în zonă nu prea se pretează frigurile așa mari. Anul acesta a fost un an foarte bun pentru noi. Anul viitor, cum se vede la grâu, o să fie producții mai mici. Acum depinde și prețurile, dar eu zic că trebuie să fim optimiști și să nu ne speriem de culturile cum arată. Acum chiar nu putem să vin, dar o să fie producții mai mici, categoric. Ce tehnologie aplică agricultorii pentru a limita efectele negative și pierderile ce survin din cauza secetei, ne spun chiar ei. Unul dintre secrete care zic eu că este important, nu-i bine să lași terenul nelucrat. Imediat după recoltatul grâului și după recoltatul porumbului am arat, am nivelat arăturile cu un joker peste arături, tocmai pentru a păstra apa și în vară venim cu un combinator ușor și semănăm. Și dacă este nevoie, o desicare cu un glifosat. Asta dacă necesită, dacă sunt burieni. Tehnologia pentru culturile de primăvară, de obicei la 3 ani de zile, aplic arătura adâncă. De exemplu, anul acesta este aplicat arătura adâncă, deși că s-a arat foarte greu din cauza secetei și cu consum foarte mare. Și acum deja am început să închidem, noi avem termenul acesta, să închidem arătura pentru a putea conserva cât mai mult cantitatea de apă, care puțină, care mai este în sol. Dacă ne uităm la nivelul situației de afară, mă refer la rezerva de apă, un pic suntem pesimist. Anul acesta, după calculele mele, nu știu dacă vom atinge 40-50% din producția anului trecut și dacă nu va ploua să refacă deficitul de apă care este la metru pătrat 270 de litri, înseamnă că mari așteptări nu putem avea. Eu îl văd sumbru, deoarece acum valoarea inputurilor la un hectar, mă refer la păioase, se învârte undeva la 25.000 de lei, sau cum zicem noi 25 de milioane vechi, și la porumb ajunge aproape la 30, și la o tehnologie mediu, nu de vârf, la o tehnologie mediu, gândiți-vă că la prețurile care sunt la ora actuală trebuia să avem cel puțin de la plecare 5 tone la hectar, care nu cred că anul acesta vom depăși 3 tone jumate, așa, deci vom merge în deficit din start. Pentru a evita pierderile mai mari, ar fi recomandarea să nu se zgârcească la îngreșăminte, la tratamente în primul rând, și pe cât este posibil să conserve prin metodele care îi cunosc bine apa în sol, deoarece dacă s-a pierdut și puțină apă pe care o avem, din start culturile vor fi compromise 100%.